mă felicit și vă consider efectiv cum frații mei, frații mei, gemenii mei, adică suntem în aceeași familie de gândire și de sensibilitate. Ceea ce este uluitor să știi că nu ești singur, suntem mai mulți ca să capabili să rezistăm împotriva acestei spălări pe creier care este imaginea astăzi. Ori aici avem și ritmul lent care astăzi nu este cel mai potrivit și cel mai indicat și avem poezia. Și plus enigma, plus metafora vizuală pe care a creat-o tu. Vedem bicicleta la început, după aceea roata care se, se îmbracă în, în, în imagini și după aceea film în film, abis în abis. Sunt atâtea fire, nu sunt mm. eu critic, dar îmi vine în minte cu mare plăcere toate și elemente pentru că nu pot decât să vă zic bravo! Mulțumim! Îi spun bun venit în emisiunea domnului Matei Vișniac proaspăt ieșit de la proiecția filmului Dinții. Cum l-ați simțit la o privire caldă? proaspăt ieșit și proaspăt impresionat pentru că este un mare cadou pe care mi-l face această echipă: un cadou literar, cultural, un cadou de încredere, de complicitate. Este un text de tinerețe. Dintr-o dată, mă și trimit înapoi cu 30 de ani sau mai bine, chiar 35 de ani în urmă, când scream eu acest text. Și mă bucură deja să văd că el rămâne proaspăt sau să văd că oameni tineri. Rămân în continuare impresionați că acest text contează pentru ei, că parabola, metafora, alegoria din acest text rămâne în continuare actuală sau valabilă. Dar aș vrea să spun întâi că este vorba despre un film de o mare frumusețe, de un mare curaj, greu de identificat ca gen, pentru că este în același timp un film cu aluzii literare, cu aluzii cinematografice, pentru că e o întreagă uh, filiera filmului oniric, fantastic, cu elemente de grotesc, cu elemente poetice. În același timp se simte aici și școala românească de imagine, de gândire cinematografică, pentru că nu este ruptură față de ceea ce iubeam eu acum 30-40 de ani în cinematografia românească și foarte mult talent. Foarte mult talent, și foarte multă dorință de a nu merge pe cărări bătute. Eu, însumi, ca scriitor, ca autor, am vrut să nu merg pe cărări bătute și mă întâlnesc pe această cărare uh, cu, uh, a insolenței, a curajului, a dorinței de a fi altfel, de a interpela, de a pune întrebări cu această formidabilă echipă. Un film poetic, mărturisesc că l-am văzut de trei ori și de fiecare dată am descoperit noi valențe. Și mi-a plăcut foarte mult cum spuneați că artistul nu trebuie sau nu propune neapărat soluții și dacă reușește să ridice una de întrebări despre condiția umană, despre ce căutăm fiecare în viața noastră și a îndeplinit rolul. Și acest film cred că face asta. Regizorul face acest lucru ca și actorii care sunt uh, sub bagheta lui în acest film și de altfel clasa lui Miriam Cuibus pe care vreau să o salut și să-i mulțumesc că s-a implicat atât de mult în modelarea mai multor generații de artiști. Acest film își realizează obiectivul deja de a aduce, readuce în discuție problema violenței și a războiului. Suntem de fapt toată Europa, toată lumea într-un moment de comemorare a primului mare măcel mondial, care a fost primul război mondial, prima tentativă de sinucidere a Europei, dacă vreți, sau a civilizației, iar dezbaterea în jurul violenței, în jurul faptului militar, în jurul conflictului, cum se naște manipularea, știu eu, și vidarea omului de către om, iată teme care m-au interesat și atunci și care sunt actuale și acum. În acest film avem, sigur, întrebări. Or, eu cred în continuare că artistul este un fel de perturbator de normalitate, perturbator de dogmă, perturbator de monotonie, inclusiv de monotonie intelectuală, perturbator de, știu eu, cărări bătute și cine altul decât artistul să aibă curajul să vadă altfel, să se poziționeze altfel pentru a analiza un moment istoric sau o secțiune din, știu eu, existența socială contemporană sau din istorie. Ori aici ne-am întâlnit bine noi în această întreprindere sau, aș spune, în acest complot de a pune întrebări interesante, nu pentru a da răspunsuri, ci pentru a zgudui conștiințele, pentru a ne liniști. Nici astăzi nu știm ce s-ar fi întâmplat cu Europa dacă n-ar fi fost primul război mondial. Pentru că n-ar fi fost cu siguranță al doilea război mondial, n-ar fi existat nazismul, n-ar fi existat comunismul, n-ar fi existat atâtea milioane de morți în Europa. Europa nu și-ar fi, putut, nu și -ar fi pierdut prestigiul moral, economic și militar. În 1914, înainte de primul război mondial, Europa era cuceritoarea lumii, campioana a lumii, era, știu eu, cea care dădea semnalul, direcția. Și după aceea s-a întâmplat ceva, chiar și astăzi, sunt generații care suferă din cauza acelei forme gigantice de nebunie. Sigur, acest film este un strop de reflexie într-un moment când e important să ne gândim la istorie și să ne împrospătăm memoria. Spuneați foarte frumos că este important ca artiștii să reflecte la istorie pentru că s-ar putea să da seama mai bine despre ce s-a întâmplat. Eu încep să mă feresc sau să nu se mai pare importantă părerile politicienilor despre politică, părerile istoricilor despre istorie și părerile sociologilor despre societate. Cum deseori părerile psihologilor despre ființa umană nu mă mai interesează, mult mai interesante mi se par, știu eu, explorările pe care le fac scritorii în adâncul ființei umane. Când vreau să înțeleg ce înseamnă psihologia, mă duc la Dostoevski sau la Prust. Nu citesc manuale de psihologie. La fel mi se pare uneori interesant ca să înțeleg cum funcționează nebunia în istorie și de ce oamenii repetă greșelile trecutului, să citesc mai degrabă piese de teatru sau romane sau chiar poeme. Acolo sunt scritori care uneori ne deschid mai multe căi de înțelegere. Scritorul, artistul rămâne în continuare cel care are curajul să foreze mai adânc decât oricine, în primul rând, în contradicțiile ființei umane ca să înțeleagă cum anume din contradicțiile interioare ale omului pot fi explicate marile contradicții care există în societate și în decursul istoriei. Pentru că, până la urmă, dacă e să căutăm răul istoric, trebuie să-l căutăm și labrintul teribil care se află în adâncul fiecăruia dintre noi. Poate că noi oamenii suntem concepuți în așa fel încât să fim excesivi, tocmai să nu învățăm niciodată din greșelile trecutului, dar în același timp, prin tandrețe, prin poezie, să putem menține speranța vie. Toate aceste lucruri, sigur, îmi vin în minte după ce am văzut acest film care este frumos, greu de plasat într-o categorie, care este în același timp și literatură și cinema, este un fel de asociere între cuvânt, teatru și arta imagine, pentru că înainte de toate el este un film, nu iese din limbajul cinematografic și în același timp este toată piesa mea scurtă se află acolo din care regizorul n-a tăiat un cuvânt. Mă, mă, fascinează această frumoasă întâlnire, de obicei regizorii, ca și clovnii, le frică de cuvânt. Vor să povestească numai în imagine sau clovnul numai în limbaj clovnesc. Or nu. Regizorul s-a îndrăgosit în mod profund de textul meu, l-a folosit integral, dar a venit cu metaforele sale vizuale, cu analiza sa, aparatul său se plimbă, se mișcă de pe față, pe mână, a creat o scenografie, a creat un obiect care este un obiect miraculos, o roată care se învârte și care reamintește ce înseamnă iluzia cinematografică. Deci sunt efectiv încântat, emoționat, aș spune că acest film merită mult să fie cât de cât difuzat, povestit, explicat, discuți în jurul lui. Este un obiect curajos, născut dintr-o mare complicitate și din dragoste, pentru că toată lumea și-a făcut, a avut un fel de contribuție liberă la această, la această, producție cinematografică, ceea ce amintește, ne amintește iarăși un lucru, că arta are nevoie și de generozitate. Dincolo de uh, această imagine extraordinară, cred că filmul aduce și un omagiu cinematografiei, prin acea roată magică, lanterna magică, acel cinescop în care se joacă imaginile. Deja este acest obiect miraculos care se construiește sub ochii noștri, în timp ce personajele dialoguează. Unul dintre ele construiește acest obiect despre care nu știm la început în ce direcție se îndreaptă, și apoi devine această roată a iluziei. Și la sfârșit îi avem și pe cei doi protagoniști fotografiați în fotografiile care se învârtește o manieră de a pune abisul în abis și de a ne spune, de a spune publicului că de fapt toți trăim între în iluzia mișcării și fără ea poate că am fi mai săraci. Dar din nou aș spune că este un film ca o lecție de curaj, este un film ca o lecție de reflexie, este pentru mine o bijuterie care vine ca un cadou în aceste zile când sunt aici și am avut și alte cadouri la întâlnirile internaționale de la Cluj. Și poate cea mai mare bucurie este să văd că un text scris cu 35 de ani în urmă este încă viu, deci, într-un fel, acești artiști mă păstrează în viață. Și cred că este foarte important să spunem, deși vorbește de lucruri grave, o face într-o notă tonică și este un film datator de speranță. Este un film datator de speranță și speranța este păstrată prin tandrețea care se ascunde în imagini, prin poezia sa, prin elementul oniric, prin suspans și, de fapt, până la urmă, plecăm de la acest film cu personajele în minte, întrebându-ne oare ceea ce am văzut Ascunde o enigmă? Și enigma unde este? Este cu siguranță în mintea noastră și în sufletul nostru. Te face să te gândești la el după ce ai terminat de privit acest film și probabil, cred că dacă l-am revedea, sau fiecare dintre spectatorii care a fost aici, ar vedea altceva a doua oară. Probabil că bogăția unui film se ascunde și în acest lucru, că la, la revederea sa, revăzând filmul, descoperi alte elemente și alte răspunsuri. Mie e foarte greu să adorm când e întuneric. Ștefan Apăcurșău, Tocmai ieșim de la vizionarea de gală în prezența domnului Matei Vișniec, după al cărui text este făcut dinții. Spune-ne care este munca ta la acest film și cum ai primit receptarea pe care a avut-o domnul Vișniec. În primul rând să spun că am fost foarte emoționată și nu mă așteptam de la mine să fiu așa de emoționată, mai ales că. Am văzut mai multe variante din film și am lucrat pe anumite secvențe cu sfaturi mai ales și deci n-ar fi trebuit să, să am o reacție emoțională așa de puternică. Despre cum am lucrat, aportul meu este aproape nesemnificativ până la urmă în comparație cu marea muncă depusă de, de Rareș și de cei trei actori și de toți cei care în spate au pus efectiv mâna studenții... Da, Nicoleta, care au făcut posibilă punerea în scenă și tot ceea ce a însemnat munca pe timp de iarnă, pe timpul filmărilor. Eu, mai degrabă, am contribuit cu, cu sfaturi, am lucrat puțin pe, pe scenariu, cu Rareș. Uh, Am fost foarte încântată când mi-a propus acest, uh, acest text și m-a rugat să-l să citim împreună, să vedem dacă ideile pe care le are el sunt în direcția, a a de direcția de potrivită, de dacă nu i-a scăpat ceva, dacă se pretează anumite, anumite pasaje în drumul pas pas spre ecran de da, la anumite imagini. Și, până la urmă, mie mi-a plăcut foarte mult viziunea lui Rare, și mi-a plăcut cum a gândit și ce a adus în plus textului. Pentru că textul în sine e, e, e un text straniu, până la urmă, care lasă foarte multe goluri. Probabil că asta l-a și atras pe și faptul că îți dă o libertate foarte mare de gândire, de a inventa un context acestor cuvinte spuse de personaje. Sunt cuvinte cumva fruste, aruncate în gol, aruncate, da? pe care trebuie să le prinzi, să le înțelegi, să vezi de ce, cum, unde, ești intrigat la fiecare pas. Și atunci, când am văzut cât de, de multe imagini a construit, de fapt, Rareș în spatele acestor cuvinte, eu am fost pur și simplu... Nu tot am zis, da, wow, extraordinar, ești pe drumul cel bun, nici, nici nu... Până la urmă, eu nici n-am avut în sensul acesta da, o, o contribuție majoră, pentru că, iată, erau deja lucrurile făcute și propuse la cel mai în alt nivel, din punctul meu de vedere, deci dramaturgic, aș zic așa, pe partea de, de, script. Un film greu încadrabil, este un film poetic, poate fi și un fantasy, are și tendință și notă de grotesc. Tu cum l-ai descrie și de ce ar trebui văzut acest film de către public? E un film care te scoate din cotidian. Un film care Care te scutură, așa cum a zis și, și Vișniec, te, te provoacă. Are într-adevăr multă poezie și apreciez lucrul, lucrul acesta. Și e cel gen de film care necesită o reculegere, cumva. Adică, nu poți intra ca la un film de acțiune american sau, hai să zicem, normal, deja, pentru că. Să spun, societatea e plină de astfel de, de filme americane, care da, nu necesită niciun fel de pregătire emoțională înainte. Aici e bine să, să stai puțin în fața fișului, să te gândești, să-ți iei un, un răgaz, un timp și să, să intri liniștit. Ca după aceea să lași lucrurile să. Să fiarbă puțin, pentru că e un film care asta face până la urmă te te pune să, să te gândești de mai multe ori. Da? Îți dă și răgazul, îți dă timpul necesar, pentru că e un film care are o anumită lentoare ritmică, ceea ce e bine pentru, pentru acest subiect, pentru această temă și și pentru modul în care e conceput scris textul până la urmă, uh, intri în, în jocul personajelor și uh, te prinde extraordinar în toată construcția aceea, construiești roata filmică împreună cu personajele și sunt imagini care îți trezesc tot felul de amintiri pe care le personalizezi cumva, din cauza că toți știm prea bine, da, pozele de familie, da, fotografiile vechi sunt purtătoare de energii, de vieți întregi, de, da, de, nu numai de amintiri, ci de, de vieți imaginare până la urmă, pentru că sunt aproape imposibile de reconstituit. Și atunci intrăm, odată cu aceste personaje, într-o multitudine de, de vieți paralele și posibile. Și e extraordinar, e o aventură. E o aventură frumoasă care te tulbură, și e important să, să fie văzut de cât mai multă lume, tocmai pentru că propune altceva. Altceva, și o experiență din care ești îmbogățit. Eu aș vrea să vă întreb pe toți de ce ar trebui să vadă oameni acest film. Că e fain. Chiar e un film fain. Titlul uh, piesei, și titlul filmului este unul incitant: Dinții. Eu, ca spectator, dacă m-aș duce la. dacă nu aș avea noțiuni despre piesă, despre. aș fi intrigat, aș fi interesat să văd ce se întâmplă. Um, în primul și în primul rând, cei care vor avea bunăvoința să meargă să-l vadă și sper că vor fi mulți, m-aș bucura să fie mulți, uh, filmul propune uh, probleme uh, cu care fiecare dintre noi se confruntă. Uh, este vorba de, despre însingurare, despre indecizie, despre felul în care Alegem un traiect, un parcurs în viață sau ne este impus de o conjunctură, de o situație pe care nu o putem controla? De ce devenim ceea ce suntem? Sunt uh, niște întrebări care ne frământă pe toți. Sunt întrebări fundamentale legate de drumul nostru prin viață. Iar filmul, într-un mod foarte subtil, um, pune aceste întrebări, ne reamintește. Despre uh, problemele pe care le-am putea avea legate de relația noastră cu celălalt, cu Divinitatea. Ce sunt eu? Cine sunt eu în raport cu Universul? Cu ce se întâmplă în jur? Relațiile acestea pe care permanent, ca oameni, încercăm să le decriptăm, să le clasificăm. Sunt subiectul, fac subiectul acestui film. Și nu poate fi decât interesant pentru oameni, pentru oamenii de pretutindeni, oameni ca noi, oameni obișnuiți care se confruntă cu probleme legate de statutul uman. E... Personajele par a fi brutale și sunt brutale. Um... Dar există și partea aceasta nevăzută a lucrurilor, sugerată prin prezența fotografiilor sau alte detalii, obiectele personajelor moarte pe care cei doi le folosesc. Este prezența personajului meu, a soldatului, care este, după cum am spus, în concepția noastră, în viziunea noastră, un soi de înger, de arhanghel. De miel al Domnului, cum îi plăcea regizorului meu să-mi spună, uh, și îmi plăcea foarte mult sintagma. Uh, este prezent acolo pentru a-i călăuzi pe cei doi. Într-un final, există întrebarea. Am impresia că ne-a luat ceva. Ce ne-a luat? E, sunt lucruri care, cu siguranță. Îi preocupă pe cei care merg la film. Iar eu am convingerea că oamenii vor fi atrași și de titlu și de distribuție, nu cred, pentru că nu suntem faimoși, nu suntem celebri. După film veți fi. <gântu -i> nu cred că celebritatea este scopul. La fel cum nici mobilul care ne-a dus spre demararea acestui proiect nu a fost unul mercantil. Câștigul nostru este unul de natură spirituală. Noi deja am câștigat prin faptul că am lucrat împreună, că suntem împreună în proiect, iar asta o să se vadă pe peliculă. Emulația care se produce între oameni care funcționează în aceeași estetică e vizibilă, ca și în teatru și pe film. Sunt convins de asta. Filmul și textul. La baza lui, atinge niște probleme care sunt destul de comune și care sunt într-adevăr în fiecare dintre noi. Dar de aici, rare, și le-a dus mai departe și a găsit niște conotații la care, sincer, nu, nu ne-am gândit când ne-am apucat de, de text, și uh, direcția pe care ne-a insuflat-o și pe care ne-a dat-o pe mine personal, și sunt sigur că nu, nu sunt singurul, m am îmbogățit și mi-a trezit foarte multe întrebări și din acest motiv cred că oamenii ar, ar trebui și le-ar plăcea să vadă acest film pentru că va fi, chiar dacă pare o altă lume, vor găsi niște sentimente foarte aproape de fapt de simțămintele lor. Și vor fi momente unde vor avea îndoieli sau vor găsi certitudini. Și cred că asta este unul dintre marile realizări a acestui proiect: unde s-au găsit, unde s-au trezit îndoieli și unde s-au găsit și certitudini. Și răspunsuri, și împliniri, sau răscolirea unor sentimente care nu neapărat că îți provoacă suferință, dar devin, devin crude și devin foarte sensibile. și cred că, cred că asta, acesta este farmecul acestui film și din acest motiv cred că lumea ar fi încântată să-l vadă. Eu am foarte multe motive pentru care fac film. Unul, unul la mână este pentru că filmul rămâne. Cel mai dureros lucru pe care îl trăiesc ca și actor de teatru este efemeritatea lui pe când filmul rămâne. El este o artă în care, odată ce ai tras pe pelicul sau digital în cazul nostru, lucrurile rămân. Al doilea motiv foarte important, se face film în Cluj. Se face film în România. Se face film independent. Să nu uităm că fac parte dintr-o companie independentă care nu a avut parte de finanțare de niciun fel, din nicio parte. Să vină oamenii să vadă acest film pentru a vedea că se, poate, se pot face lucruri chiar dacă nu există bugete de sute de mii de euro okay? sau milioane de euro. Să vină oamenii să vadă filmul ăsta pentru sufletul lor. Ca și ei să poată să-și pună întrebări. Nu e un film ușor, precizez, dar mă gândesc că una dintre cele mai importante părți ale culturii este să tragă cu ea în sus publicul. Și eu îmi doresc și mi-am propus acest lucru. Nu este un film ușor, dar e un film care poate să te ridice. Poate. Ce vreau eu neapărat să precizez este faptul că, deși voi ați spus că a fost făcut cu low budget, asta nu se vede deloc în film. Filmul are o imagine extraordinară, un sunet super pentru filmele românești, pentru că se tot plâng oamenii că vor subtitrare la filme românești. Se vede și se aude extraordinar și jocul actorilor este extraordinar. Eu am, am investit foarte mult timp pentru că nu am avut bani, dar am avut la schimb am dat la schimb timp ca să fac acest film în concordanță cu niște caracteristici tehnice, din punct de vedere tehnic, cât mai bune, atât cât am putut și cât m-am priceput să le fac. Am refăcut tot filmul, nu există în momentul de față în film niciun sunet de la filmări. Totul este refăcut de la zero. Încă un lucru de spus pe care sunt sigur că toată lumea de aici îl, îl simte și e referitor la întrebarea ta despre calitatea filmului, care pe lângă un casidu pe care a depus-o și uh, cred că este foarte important să mulțumim uh, întregii echipe care a participat la realizarea acestui film și fără de care... Nu-l văd, nu l-aș fi văzut vreodată materializat. De la uh, studenții de la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș bolyai care au venit și au îndurat și ei alături de noi acel frig și uh, care ne-au ajutat cu absolut orice am fi avut nevoie, de. Aș vrea să mulțumesc coordonatorilor lor care au venit de asemenea la rândul lor și. Uh, fiecare și-a adus aportul dar până la nu vreau să zic ultimul, dar uh, până la ultimul asistent de platou, fiecare om care a făcut orice pe platou, care a mutat un fir de păr a ajutat la construcția acestui film și fără de care, sincer după cum am spus, nu l-aș fi văzut ridicat în picioare pentru că a fost o echipă fenomenală au fost trup și suflet acolo în toată perioada filmărilor, și chiar și înainte, și inclusiv după ce s-au terminat filmările, oamenii încă au fost uh, cu inima deschisă. Aș vrea să-i mulțumesc bunicului lui Rareș, uh, care mi-a furnizat echipamentul pentru a avea imaginea completă a unui soldat. Uh, există o problemă în ați găsi echipamentul necesar, potrivit. Iar acest echipament a fost de la păturica, de la cască, de la port hart, bidonul de apă, toate elementele sunt autentice, sunt încărcate cu energia frontului, au participat, au participat la lupte în munții Tatra, iar eu, ca actor de teatru, mă hrănesc din energia uh, acestor obiecte. Aș vrea să le mulțumesc celor care ne-au uh, adus apă, ne-au adus mâncare și mai ales lemne. Pentru că a fost foarte dificil să menținem focul viu vreme de 5 zile, am să mă uh, până când am topit gheața pe platoul din acea poiană din pădurea Făget. Lucruri fără de care și mai ales sprijinul moral. Pentru că neavând buget, neavând bani să angajezi firme de catering și alte lucruri, familiile noastre au preluat aceste funcții de care s-au achitat cu, cu multă dragoste. Iar lucrurile făcute la modul acesta, cu siguranță, dau roade. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Sunt sigur că v-am făcut curios să vedeți acest film. Eu îmi vă invit cu mult drag să faceți asta, pentru că are, pe lângă jocul actoricesc extraordinar, imaginea și sunetul foarte bune, o atmosferă specială. Mie îmi place foarte mult un film atunci când te răpește cu el și te duce într-o lume aparte. Asta face dinții și asta vă invit să descoperiți și dumneavoastră. Aceasta a fost Transilvania Culturală de astăzi. La revedere!